Putinașilor, bine v-am găsit la un nou episod unde o să aflăm ce ascunde vecinul strict în beciul baricadat. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Trendulețul văd că funcționează acolo, n-are nicio treabă și hai să înceapă distracția. Cheița asta nu cred că mai îmi trebuie, în schimb o să mă duc să mai îmi iau niște cutiuțe, să le am la mine, în cazul în care dau de vecinul strict să-i dau un freză. Ia să-mi iau așa mă trei cutii, bun, și sparg geamul, epa, bum, să vină vecinul, hai să vină aici la mine, să o dau parte în parte cu el, unde-i? Uite-l cum iasă el pe geam, bă, torbatul. Și-s bang! I-am dat în nou. Dar nu i-am dat destul. Trebuie să-i mai dau o bucată. Bam! Stai așa. Bă, da, nu-i dau o bucată ca lumea, gen. În fine, cred că mi-ajunge o cutie, sper. Și mă duc pe aici repede. Țac, frumușel. Deși cred că mai aveam nevoie de o cutie, dar pot să mai iau de aici de sus. Dacă stau să mă gândesc bine. Uite aici așa. Mai bine după mine? Sper că nu. Am mai luat o cutie de acolo de sus. Și mai iau încă una, mă, să fie la mine 3 cutii. Și aștept acum să vină trenulețul. Pentru că am nevoie de el. Hai mă, urcă-te-ntre... Nu pot să cred asta. Nu poți crede asta, nu s-a urcat în trenuleț. Oh my god. Doamne. Incredibil așa ceva, frate. Știi ce? Până vine trenulețul iară, mai au cutii de astea și le arunc aici. Că oricum va trebui să iau cutiile de acolo de sus. Așa că o să golesc puțin zona până vine trenulețul. Bun. Așa, perfect. A venit, gata. Așa, nice. Opa, dă-i cu spatele, nenică. Ce faci aici? Ok, ia să vedem dacă e bine. E bine, nu prea e bine. Trebuie să mă duc puțin tel mai în față. Ok. Acum ar trebui să fie în regulă. Sar pe asta, îmi deschid umbreluța. Sar... Bă, pe bune? Pe bune, bro? Am vrut să sar... What? Nu pot crede asta, dar stai așa că poate... Am o șansă. Nu mă lasă. Am înțeles. Am înțeles, deci trebuie să mă întorc chiar. Valeu, ce mi-a făcut, bă, umbreluța asta mi-a pus asta capcan aici, sper să nu vină după mine. Deci trebuie să reușesc să mă urc acolo pe țeavă, nu știu dacă o să pot, din păcate, dar ar trebui să miasă sincer. Pe bune, chiar am reușit și m-am dus prea în față după aceea, deci trebuie să mă duc chiar pe aici. Cum e posibil așa ceva, bă, vere, bă? M-am gliciuit acolo în aia. M-a prins și pe camere vecinul ăsta. Stai așa, trebuie să-mi iasă acum. Așa, bun. Și încercarea numărul 700, gata, a mers. Ok, acum trebuie să sar de aici, pe ăsta. Din prima, nice. Și trebuie să mă duc aici pentru că trebuie să ajung la ferma lui de pe acoperiș și are aici dita mai grădina. Și am nevoie să pun o cutie gen. Am luat-o, da. Aici așa ca să pot să mă urc pe astea, pe plantele lui frumoase. Că el iubește plantele. A, cred că pot să dau double jump ia. Da, bun, nice. Deci asta era jumecheria. Ok, și trebuie să mă duc aici pentru că trebuie să îi distrug morișca asta, frate. Să îi distrug mecanismul.
Și pentru asta mai am încă o cutie. Arunc aici cutia și BOOM! I-am distrus mecanismul. Cred că o să fie super, super nervos pentru că am făcut asta. Și acum trebuie să mă duc pe șina de tren. Așa, să urc pe aici și să ajung în partea asta pentru că trebuie să mă duc acolo la cutii deasupra. Și pentru asta desigur am nevoie de mai multe cutiuțe. Îmi iau la mine 3 ca să pot să mă urc așa frumos. Da, dacă nu m-ar fi dat pe jos, sincer să fiu, ce bine ar fi fost. Încă una și am reușit, bun, nice. Acum pot să arunc asta, pot să arunc asta și pe asta. Trebuie să fac curățenie aici, bă, că a baricadat locul ăsta cu cutii, frate. Perfect. Și iar aici trebuie să mă duc în cameră și să iau cheița verde, pentru că a lăsat aici cheița verde Mirlanu. Mirlanu a ascuns aici cheița verde și cu cheița verde trebuie să sar și să mă duc jos aici. Unde stava? De unde mă vede el? Ce, mă? El mă vede, bro? Serios? Am crezut că e acolo. Ok, cred că am scăpat. Nu știu ce să zic. Îmi fac aici zid de cutii. Dacă vine după mine, nu mă prinde. Cam zid. Iar cheița verde o folosesc aici la lacătul ăsta și aici avem un nou minigame. Minigame-ul cu manechinele. Trebuie să intru aici repede. Să aștept acum să se sune, bun. Și acum mă duc. Ia stai aici. M-a prins, mă. M-a prins Mirlanu. Oh my god. Mă bag acum în dulap repede. Stau până se sună. Perfect. A plecat turbatul ăsta. Mă ascund aici. Era să mă prindă. Efectiv, era să mă prindă, bro. Se mișcă acum, bun. Aștept să se sune iară. Și acum o să se oprească. Da, ăsta aici. Mă bag în ăsta la alții încerc și mai stau o tură. Mamă, că era aproape de mine, mă prindea. Bun, și acum aștept iară următoarea sunătoare. Și poate am noroc. A, m-a prins, m-a venit din spate. Credeam că se duce mai departe, dar aparent nu s-a dus. Oh, no, bro. Bă, cât ghinion. Deci nu pot să cred că am avut atâta ghinion. Yo, 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 yo. Bun, am ajuns acum din prima aici. Asta e bine, asta e bine. Acum aleargă iară manechinele astea ca turbatele pe aici. Și acum se vor opri când o să sune. No! De ce a venit chiar aici, bă? Ai, mă, frate, bă, ăsta face mișto de mine. Serios, dacă nu. Bă, chiar acolo a venit. Bine, l-am auzit, sincer să fiu, da. Am zis că poate, poate. Na, mă prinde. Mă prinde că e prea rapid. E prea rapid, bă. Oh my god. Ah, mă enervează manechinul ăla. A, vine aici. Cum scap de ăla, bă? Acum au luat o razna iară, deci trebuie să aștept să se mai sune încă o dată. Vă zic că era aici. Uite, s-a dus ca turbatul în partea alaltă. Bun, mă bag aici acum. Și aștept. Aștept nemurirea sufletului. Ok. Acum ar trebui să se oprească. A, de acolo, sus. Nu prea am ce să fac.
Mă așteaptă acolo sus, nu pot să mă duc. Mă aștept puțin. Ok, acum se sună. No, mă prinde. Oh my god, bă, dar nu pleacă mă de acolo, mă. Doamne, dacă am mai văzut așa ceva. Trebuia să se ducă în partea asta aici. Și scăpam. Ok, 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 ok. N-am apucat. La țancă am fost, dar mai târziu cu o secundă. Dacă mă duceam cu o secundă mai repede, reușeam. Am plecat prea târziu. Nu știu unde e ăla. Nu știu unde e ăla cu lumina albă. Ăla mă enervează cel mai tare. Că ăștia alții se opresc. Dar rămâne ăla cu lumina albă. Și ăla mă prinde instant. Ok, ok, am o șansă. Deși ăla aici, sus. Nu știu. Hai mă, intră. Doamne, că era să mă prindă. Vă leu, cum am scăpat. Doamne. Este aici, mă bag în ăsta la alt. Ok. Acum au luat-o razna. După aceea se vor opri. No! Cred că am scăpat, cred că am scăpat. Trebuie să ajung aici. Da. Credeam că o să mă prindă, bro. Doamne, cum am scăpat, frate. Bă, incredibil așa ceva. Ok, nu știu dacă reușesc. Acolo e ușa de final. Oh my god, oh my god, oh my god. Am reușit. Dar mă așteaptă un alt manechin aici. Bă, ce creepy ăsta. Doamne, uite-te și tu la el. Bă, ăsta vrea să pună mâna pe mine. Hai că era exitul acolo. Ah, doi am dat bucata și am scăpat. Bine. Bine mă, da. Da, gata, deci am reușit să termin minigame-ul. Și acum am cheița albă. Am deschis și ușa. Și practic e ușa de afară asta. No, era aici. Era să pună mâna pe mine. Ok, acum ce trebuie să fac? Trebuie să ajung în bucătăria vecinului. Și acolo am nevoie de stropitoare. Cheițele astea nu mai îmi trebuiesc. Aș putea să țin o cheiță, să-i dau un cap cu ea dacă vine. Și trebuie să ajung aici, dar trebuie să opresc și curentul. No, bă, și-a dat seama că am oprit curentul. Doamne, ce vecin strict. Bă, vecine strict, lasă-mă și pe mine să supraviețuiesc, să respir. Eu te lăm acolo, mă. Hai, mă, pleacă odată. Dacă stau așa, se vede imaginea ciudat. Vreau să intru în casa ta, vecine strict. Și acum trebuie să dezgheță congelatorul, că ascunde ceva acolo, nebunul ăsta. Ia, dăm drumul la apă. O să umplu asta cu apă. Yo, se umple? M-am cuit o apă în cap, pe bun asta. Gata. Ok, acum dau drumul la aragaz. Țin asta puțin aici să se încălzească. Nu prea mult, că frige. Ce naiba să iau de acolo, bro? Merge, mă, sau nu merge? Ia, mai țin un pic. Acum se dezgheață, nice. Dar nu mai am apă. Am înțeles. Rip, nu mai aveam apă. Deci trebuia să țin puțin tel mai mult. Nu, vine. Faza e că și-a aprins astea, bă.
Și mă vede, asta e problema. Asta e problema, că mă vede. Ia, mă ascund aici. Gata, și acum mă duc, ia. Sper să se ducă în dreapta. Bă, ce mă, s-a întors. Doamne, ce turbat. Bă, el se întoarce, bă. El se întoarce, lasă-mă să dezgheț congelatorul, să iau ce-ai ascuns acolo. Cred că se duce iară la camere. În fine, până ajunge el la camere. Asta e plină, cred. Ok, hai să vedem. Oh, da, bă. Merge, merge. Se dezgheață. Ce rapid se dezgheață. Nu mai am apă. Bag apă, bag apiță. Bag apiță. Cred că ar trebui să-mi ajungă tura asta. Hai să vedem. O mai țin așa, 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 așa. Nu prea tare că frige. Ia. Merge, 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 merge. Și se dezgheață cu totul. Da, nice. Și avem cartela. Iar acum mai am nevoie de rangă. Ranga, ranga, ranga. Și o să intru în beciu vecinului. Uite-l, mă, ce să uită el acolo. Dar trebuie să mă duc să-i dezactivez iară camerele. Că dacă nu, vine după mine. Vine după mine dacă nu-i dezactivez camerele. Sper să nu se întoarcă. Mă duc așa pe aici. Țac. Vine iară. Nu pot crede asta. Mă, dar de ce stă tot pe aici? Mamă, simte, mă, turbatul. Lasă-mă, bă, vecine, strict. E tot acolo, mă, nu pot să cred asta. Bă, dar păzește ușa aia din beci. Ce-ai ascuns iară în beci, mă, turbatule? Hai că se duce la camere. Da, 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 cred că am timp acum. Ia, stai așa. Și dau astea jos. Țac, țac, țac. Le arunc mai încolo. Pun asta, deschid ușa și mă duc. Am intrat în beci. Aha, țiacă. Țiacă, vecine. Și acum am ajuns în noul beci. Stai puțin, beciul nu arăta așa înainte. Deci era mașina de spălat, nu curgea apă. Și erau chestii pe aici. Acum apare totul dărâmat. Ia, tot prin mașina de spălat trebuie să mă duc. Ok. Oh my god, cum arată locul, bro. Deci e totul, totul stricat acum. Trebuie să mă duc pe aici. Ok, e destul de creepy. Și ce e aici? Băi, un monstru. Oh my god, m-a prins. Doamne, deci are un monstru în beci. E umbra aia ciudată, bro, demonul ăla sau ce-o fi. Mamă. Ascunde o umbră ciudată în beci? Vecinul strict? Ia uite-te și tu. Îi văd doar ochii. Cred că o să cam alerg. Am reușit să scap de umbra aia. Nice, și am ajuns aici, ia. Era blocată ușa asta. Ok. A, și aici e un zid de cărămizi. Gata, mă, l-am spart și pe ăsta. Aș trebui să ajung la ușa aia de acolo. Ok, stai așa. Îmi dau viteză și bum. Easy, mă, easy. Deschid ușa. Vecinul, nu, a vrut să mă prindă. Lasă-mă în pace, vecine strict. A, de data asta te-am închis, fraierică. Data trecută când am fost aici prin tunelul ăsta, m-a alergat turbatul, dar acum l-am închis.
M-am învățat minte. Și am ajuns la o nouă ușă. Ia. Ce-i aici? Actul final! Bă! Mamă, ce tare! Ok, sincer să fiu, o să facem actul final pe următorul episod, pentru că o să fie practic ultimul episod. Actul trecut a fost unul foarte, foarte lung, cu 3 minigame-uri, a fost insane. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!